toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea, cu plecare de la 300 de euro și 2400 de euro, marele premiu în această dimineață, dacă Monica din Brăila răspunde la toate întrebările. Bună dimineața, Monica! Bună! Bună dimineața! Bine ai venit alături de noi, ce faci? Bine v-am găsit acasă, lucrez. Ce lucrezi? Contabilitate. Ok. Foarte bine. Poți să faci o pauză, da? Câteva minute? Bineînțeles, cum să nu. Perfect. Singurica acasă? Nu, cu băiatul meu, care este puțin online zilele astea. Ce vârstă are băiatul tău? 17 ani, clasa 11. Te poate ajuta liniștit. Trage-l aproape, scoate-l din oră. Să iasă cu buretele. Deci da. E super... Păi l-am scos acum puțin din oră, l-am uitat să fie lângă mine. E super pregătit pentru... Cum îl cheamă pe tânărul? Bogdan. Ești pe speaker? Da, sunt pe speaker. Salut, Bogdane! Salut, Bogdan! Salut, salut! Vezi că e momentul să recompensezi familia pentru toți anii în care te-a ținut în școală. Și da. Să întorci o parte din banii de meditații. Da. Să vedem? Să vedem, bine! Monica, să nu vă încurcați reciproc. Răspunsul final trebuie să fie pronunțat de tine. Știi regula asta. Atenție mare la cele 6 secunde. Uite, din cauza acestui stres cauzat de timp, ieri am zis ziua în Buzău, că simțeam că trece timpul și concurentul nu dă un răspuns și am zis, zi ceva, și nu să zic ceva, mi-a ieșit ziua în Buzău. Ai intrat în istorie cu... Da. Cu zi un Buzău. Așa o să-ți rămână numele. Momentele de aur de la Dublu sau Nimic. Bine, Monica, 6 secunde pentru fiecare răspuns corect. Aveți grijă, mult succes și vedem după aia dacă mergeți mai departe, vă opriți, ce strategie aveți pe parcursul jocului. Bine? Bine, mulțumesc. Mult succes. Mulțumesc. 300 de euro. Monica. Da. Pentru 300 de euro. Prima întrebare din concursul de astăzi este din istorie. Spuneți-ne, în ce an a avut loc prima unire formală a Moldovei, Țării Românești și Transilvaniei sub Mihai Viteazul? 1600. Ce faci, Bogdane? Bogdan, cred că se retrage ușor. Bogdan, ți-a arătat pe degete. Asta a fost senzația, că ai pronunțat foarte sacadat. Da. 1600. Nu pari foarte convinsă de răspunsul ăsta. Însă... Monica? Da, da. Nu pari foarte convinsă că e răspunsul corect. Așa am zis, 1600. Ai zis, dar e bine sau nu e bine? Cred că e bine. E bine, e bine. Primii 300 de euro sunt mai grei. După aia merge e foarte bine. Le-a unica cu forța, Mihai. Da, na. Asta a fost situația. Monica, trecem la întrebarea a doua pentru 600 de euro. Mergem mai departe. Hai, domnule, să mergem mai departe. Ce ne-ai, bă? 600 de euro. Noi nu ne-am lămurit. Bogdan a contribuit la asta cu unirea? Prin tăcere. Nu, n-a apucat să-mi spună pentru că mi-am adus eu aminte. Dar atunci, știa și el. A venit și vremea lui Bogdan să contribuie. Da, a confirmat la... când am zis. Da. Asta nu-i rău. El practic mai mult nu te-a încurcat. Da. Copiii care confirmă sunt divaci. Știi cum era când confirmai profesorul la școală, că te întreba ceva și nu prea știi și punea pe urmă tot profesorul răspunsul, știi că confirmai, așa este, domnul Rozi. Bravo. Sunteți foarte bun, domnul Rozi. Mare dreptate aveți. Monica și Bogdan, pentru 600 de euro. Să fiți atenți că recit. E întrebarea din literatură, cum spuneam mai devreme. Așadar, Monica și Bogdan, din ce poezie fac parte versurile? De treci codrii de aramă, de departe vezi albind și auzi mândra glăsuire a pădurii de argint. Codrii de aramă, de Mihai Eminescu. Nu de argint, pădurea de argint. De argint, pardon, de aramă. Da, nice try. Adică... Tu încurajezi oamenii să spună ceva.
Da, nu. Pe asta spun. Zi un codru. Ai încercat zi bine, un da. Codru, da. Bogdan, tu... Codru de, de argint, da. Ce am... codri vreți voi? M-a gândit primul de aramă. Nu, am zis bine până la urmă. Codri de aramă, da. Codri de aramă rămâne, asta am reținut. Da, da, codri de aramă, sigur. Da. Răspunsul pe care l-am luat în calcul în timpul alocat e codri de aramă. Da. Bogdan, tu... Ce părere ai? Ce zici? Nu știu... Drept să spun, el mi-a spus, mi-a zis el. Din prima. Da. Un Google ceva. N-au timp. Nu, no, prea scurt timpul pentru Google. Așa e. Măi, altfel, Luca a recitat foarte frumos. Zici? Da. Da. Adică dacă ar fi prins perioada aia de acum mai bine de 30 de ani, cred că l-au. Nu mă așteptam să dați răspunsul ăsta, pentru că ăsta este un răspuns mai fin, ca să zic așa. În sensul că poezia este călin file de poveste, dar pasajul, moment, maestre, că nu te pricepi. Pasajul ăsta se numește, este o parte din călin file de poveste și este și de sine stătător, codri de aramă. Mm. Ai înțeles? Vi. De treci codri de aramă. Ai prins-o? Deci... Călin file de poveste e o poezie foarte lungă. Știi că Mihai Eminescu, când s-a apucat de scris, știți ce a făcut cu Luceafărul? Putea și la Luceafărul să o spargă în bucăți. Pe capitole. Și capitolul ăsta din Călin file de poveste, așa se numește. Așa că felicitări, ai 600 de euro. Bam, bam. Ok. Pam, 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 pam. Și acum, ce faceți? Ce faci? Cred că ne oprim. Eu nu cred că Bogdan a dat un asemenea răspuns. Trist. Un Bogdane, nu vrei tu să mai marchezi un gol, două? Hmm? Depinde din ce domeniu este întrebarea. Dintr-un domeniu potrivit. Nu, ne oprim aici. Haide măi. Răspuns final. Serios? Da. Bine. Ce zici? E sigură? Ce facem? Îi lăsăm să plece cu banii? Păi nu, e decizia lor acum. Le-a mers destul de bine până aici și e adevărat cu ceva emoții, dar sunt 600 de euro, ar putea fi 1200 sau chiar 2400. 1200? Eu cred, Monica, sincer, da, că Bogdan nu știe răspunsul la următoarea întrebare, dar tu îl știi. Na. Ce le-ai acum, făcut? E na, chestie de experiență aici. Decizia ta. Nu, mă opresc. Bine. Okay. Ai câștigat 600 de euro în această dimineață în deșteptarea la dublu sau nimic. Felicitări! Mulțumim! Dar, Luca, trebuie să dăm întrebarea. Însă, pentru 1200 de euro, fictiv, Monica și Bogdan, v-aș fi întrebat... Da? Ce atletă română a cucerit medalia de aur în proba de 5.000 de metri la Jocurile Olimpice de la Sydney? Gabi Sabo. Păi, eu când îți spun... Vezi? Vezi ce se întâmplă? Da. N-are nimic. 600 de euro sunt bani buni. N-aveai de unde să știi. Eu însă te-am îndrumat bine. Da, așa este, da. Că na... A fost o eroină a generației noastre, Gabi Sabo, și tu, având un băiat de 17 ani, era clar în ce zonă... Da, el n-avea de unde să știe. ...te situezi, da, cum spuneam. Felicitări încă o dată, bravo, Monica din Brăila! Rămâne acasă, că nu pleacă acasă, că e deja acasă, cu 600 de euro astăzi. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.